ne-am reîntors, mai povestim un pic. Mă frământă așa o întrebare mea. Numai una. Mă frământă întrebarea, știi? Dacă pică moțiunea, crezi că Dragnea pleacă? Așa. Decât e în zona aia, că nici nu mai știi ce se întâmplă. Știi? E ceva 50-50. Știi? Sau sună un prieten, sau habar n-am, știi? Două variante. Da. Pică sau nu pică? Deci e clar. Nu. Putem merge pe două variante. Pică. Pică moțiunea și iar o luăm de la aceeași discuție. Ce se întâmplă mai departe? Oameni, miniștri, ministere, secretari de stat, subsecretari de stat. Nu, stai că nu, tu varianta pică moțiunea. Deci, pică moțiunea. Deci, probabil, da. Într-o țară normală, văd eu. Da. Ar fi trebuit, în condițiile astea, Dragnea să-și o asume și, într-o țară normală vorbesc, și să plece Dragnea și să facă ăștia PSD-ul, congres, interimat, pagă, așa mai departe, să se reorganizeze și să încerce din nou să facă ceva vis-a-vis de moțiunea asta. Sau, mă rog, să găsească o soluție. Habar n-am ce, care moțiunea, politic vorbind. Moțiunea nu trece, Dragnea pleacă, congres la PSD, haos în țară, îți dai seama, va fi dezastru, da? E haos oricum în țară. Pe partea cealaltă, dacă pică moțiune, da? Grindeanu nu va avea niciun suport în Parlament. Mai orice lege, orice face, se duce în cap. Nu poți, da? Pe de altă parte, îl dai jos pe Grindeanu, da? Iarăși, cu cine am ales? Trece moțiunea. Băi, trece moțiunea. Tu vii cu încă niște miniștri. Păi, ai fost odată și ne-am făcut de râs, da? Ne-ai făcut de râs în toată Europa, în toată lumea. Este moțiunea de autocenzură asta. Păi, ce naiba se întâmplă cu voi? Ce-i cu voi, mă băieți? Cum mai vii tu la mine să-mi spui că... Știi, noi ne-am gândit, am pus moțiuni de cenzură, miniștrii erau toți buni, nu plăcut premierul, l-am schimbat, hai acum, mai încercăm o dată. Bă, băieți, hai că nu e chiar așa de simplu. Lucrurile astea nu se fac chiar așa. Hai că, Neaghiță, vrei să fii premier? Nu. Hai tu, Dorel, poți zilele astea ce faci anul ăsta? Primii 6 luni. Până în decembrie încerc. Te bagi premier? Până în decembrie, da, nu mai târziu unul. Tu din decembrie, da? Hai că nu poți așa și din decembrie, da, din decembrie vii tu, că bă, Dorel are niște treabă din decembrie. Bă, cam așa se pune problema în momentul de față. Îți dai seama, momentul ăsta, super ciudat. Pe de altă parte, Grindeanu, dacă rămâne la guvernare, da, mergem pe varianta pozitivă pentru el, rămâne la guvernare, nu ăsta a fost votul dat de români. Nu ăsta a fost votul dat de români. Pe bune, adică e atât de complicat încât te gândești, bă, ce naiba, bă, ce e în capul lor? Cum naiba o gândesc? Bă, chiar așa s-a ajuns la nivelul în care chiar nu te mai interesează absolut nimic. Da. Știi, dacă ar fi să dăm crezare lui Ponta, cu toate că acum au apărut atâtea informații, atâtea dezvăluiri venite dintr-o parte și din alta, în ceea ce privește pe unul sau pe altul, că vorbim de Ponta, de Dragnea, de așa, informația, știi, era că de fapt, de la bun început, se vorbea despre un guvern de 6 luni care trebuia să rezolve nu știu ce chestii și după 6 luni, de fapt, să vină Dragnea pentru că el ar fi trebuit să fie președintele partidului, trebuia să fie prim-ministru. Așa, ca idee, spun, da? Așa se gestionează problema unei țări. Eu nu știu cât de responsabil sunt. Dar cine a vorbit de gestionarea problemelor țării? Păi, vorbim de gestionarea problemelor lor, nu ale țării. Știi? De fapt, de acolo s-a rupt, Mihai. Ei, țara, pentru ei, contează mai puțin pentru că ei la capitolul țara au spus așa, ok, ce trebuie, țara de ce are nevoie? Tocmai discutam, pâine, n-am vorbit de pensii și salarii? Am vorbit, nu? Vedem ce o să fac 1 iulie, adică dacă va rezolva problema. De ce mai avem nevoie? De sânge, de spectacol, de circ. Hai mă căldăm în fiecare zi, nu e niciun fel de problemă. Și rest? Păi rest, eu. Păi eu ce? Eu am o problemă, trebuie să-mi o rezolv, eu am cealaltă problemă, trebuie să-mi o rezolv, eu trebuie să-mi rezolv problemele mele. Bine, dar țara? What the f- E țara. Țara sunt eu. Da, ufie. Nu? Ufie. Nu? La modul ăsta probabil că... Domnule, am mai apărut și povestea asta cu demereu. Deci este, de fiecare dată am sentimentul că, pe bune, cred că noi nu putem fi sănătoși mental, noi ca nație, știi? De fiecare dată trebuie să ne băgăm singuri în casă ceva ca să ne facă rău. Că altfel nu putem supraviețui. Nu putem supraviețui. Doamne, de fiecare dată trebuie să întâmple ceva. Eu m-am săturat de fiecare dată să aud UDMR-ul. Deci această... Asta nici partid, este o organizație, este o asociație. Organizație non-profit, dar care face profit de nu te poți gândi tu. Pe viața ta n-ai văzut cât amar de profit o fac băieții ăștia. Corect. Deci o organizație care are statut de partid și care, hop-top, e acolo în Parlament și care ea face cărțile. Păi deci, nu mai contează ce durește 60% dintre români, 80%, 95%, nu contează. Ce vreau de mereu important. Și am mai văzut ieri aruncată pe piață povestea aia cu 15 martie, ziua națională a maghiarimii. Pe bune, stai, iei loc, că te stoprești un pic, știi? Iei loc și te uiți așa în gol. Wow, gata.
Păi, nu are rost. Hai să, păi pe bune, hai să închidem. Măcar, da, măcar dacă vine cineva să o găsească curată țara, știi? Da, știi, te gândești la un moment dat... Hai să-mi aduc, e păcat. Te gândești la un moment dat și spui, băi, rezervorul ăla mare, așa, de penibil, bă, s-a terminat. Nu. Și zici, bă, s-a terminat, gata. Ce pot să mai scoată ăștia pe piață, penibil, cu ce se mai pot face ăștia de la... Și constați că întotdeauna, întotdeauna găsesc resurse. Ceva. Bă, undeva găsesc ceva și vin și o aruncă pe piață. Și o aruncă și rămâi crăcănat. Adică ceva de genul, povestea asta cu 15 martie, era ceva de genul, bă, deci te prinde așa, știi? Păi ești nebun? Asta-i? Închimiți câte distracții la UDMR, în curte, știi? Bă, ăștia au nevoie de votul nostru. Hai să vedem ce le mai putem cere. Cât putem întinde? Hai să vedem cât putem întinde plaua. Hai să trântim și asta. Mergi, o mers. Bă, o mers, da. Ferească, ăștia-s nebuni, mă, ăștia-s pură. Ăștia-s nebuni, mă, ăștia sunt în stare. Momente de genul ăsta îți aduc aminte de, exact, știi că pe vremuri ne duceam noi la fanar ca să ne, cu banii. Da, da. Acum nu se mai practică așa. Te duci tu și că negociezi așa. Hai să negociem. Nu te duci tu, vine el să-ți ia. Exact cât are nevoie, știi, și spune. Aș vrea asta. Ce mai aveți dumneavoastră aici pe România? Uitați-vă și dumneavoastră un pic. Despre ce-i vorba? Da, ok. E bine. Mai mult un picuț, că noi avem deja ceva păduri, dar poate ne mai dați ceva, da. Nu, vă rugăm frumos. Ape? Ce, cum stați cu apele? Na, ok, luăm și apele, le-am luat, dar pe bune, așa se întâmplă. Da. Nu vă supărați, am înțeles că parcă avea niște uraniu, că ăsta e periculos, e bun, e puternic, da, avem. Întâi închideți dumneavoastră, ca să nu cumpărăm de la voi, exploatăm noi direct, da? Da. Județe, bun. Mai aveți câteva, am luat, da, noi ce era de luat, okay. Nu știu dacă, da, negociem și acolo, poate mai facem o chestie, n-are rost, vedem. Ne e foarte greu să trecem, știți, și pe noi ne interesează facem dezvoltarea, dacă ai sezat, până la Carpați ne interesează, da, acolo, da, da, nu, da, da. Nu vrem Moldova, nu ne interesează, au oameni săraci, cu... lăsați acolo, păi te uiți la ei, da, asta suntem noi aici, da. Pe de altă parte, uite-te, ăștia sunt liderii, da? Asta facă noștri. Și de la PSL, și de la PNL. Deci nu au niciun fel de greață. Dintr-o parte, dintr-o alta, la fel gândesc. Pe de altă parte, te uiți la noi, la locuitori. Ce le cerem noi lor? Uite-te în presă, îți vezi ce le cerem. Nimic. Ce le-am cerut noi aleșilor noștri? Nimic. Ei au venit și ne-au spus. Ce vă dăm, patată? Atât. Puniță, luați de aici. Gata, e bine. E bine. Am făcut scandal? Nu. Ce? Era o poveste, știi? Sindicatele, ți-aduce aminte? Sindicatele s-au unit, fac drag, sindicatele pregătesc o mare lovitură, da, un mare triumf, o mare... Da. Merg la București și vor face... Da. Și da. Am tras concluzia, am strâns noi ceva semnături de la membri, dar am tras concluzia că nu e bine, nu e momentul potrivit. Așteptăm. Așteptăm ce? Până nu așteptăm să ni se dea. Da. Păi. Nu așteptăm să câștigăm. Și nu ni se dă. Așteptăm să avem un cadru. Așteptăm să ni se dea. Așa. Și nu ni se dă. Ni se picură așa, dacă ușor, se dă, înseamnă că e ok. Păi, nu se întreabă nimeni, n-a văzut nici la sindicaliști. Păi, dar merităm, avem mai multă productivitate, suntem mai buni, avem posibilitatea să dezvoltăm cu ceva povestea asta. De unde ar fi ea? Școală, inspectorat județean, ceva? Nu. Aceiași oameni care fac exact aceeași lucru, vor bani mai mulți. De ce? De aia. Ca să tacă. Nu pentru altceva. Pe principiu că sigura care, copilul care plânge primește, copilul, dar după ce a primit, tace. Și cam gata. Corect. La atâta s-a redus toată povestea. Da. Și se reduce, okay, de 20 și ceva de ani și nu se întâmplă absolut nimic. Păi te uiți în jur că, știi, mă uitam la mine. Deci, eu stau la drumul 208A. Sper să nu greșesc, la 209, mă rog. În fine, la drumul județean. Cel care merge la Dolhasca, da? Și pe la poartă. Pe la poartă, pe la mine, da. Un drum care de 20 și 7 de ani trecute fix, da, n-a pățit nimic altceva decât s-a peticit. Decât, da, atât. Înseamnă că a fost făcut bine. Adică au venit ăia de dinainte, da, de dinainte 29, au făcut un drum. Al nostru. Care, da? Și ceilalți ce au făcut? Au zis, bă, tată, când se mai strică, îl mai peticim. Au încercat varianta pavele, varianta balastru, varianta mai punem un pic de asfalt, mai nu știu ce. Și asta a fost tot, am peticit. Și ăla a rămas de vremuri de foarte de mult timp. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Așteptările sunt mari. Așteptăm, bă, ce? Așteptăm să se întâmple ceva. A, da, dar n-avem. Aflăm. Bă, nu sunt bani. Că n-au venit bani. Bune, nu vin bani în administrație, da, nu vin bani în proiecte, nu vor veni bani în proiecte. N-avem
era una din promisiuni, erau proiectele europene. Mamă, ce o să fie emulați în proiecte europene, de n-ai văzut. Bă, o să iau, uite așa. Uite așa. Niciun leu. Stau ce aminte de fondul ăla. Cum îi spunea fondul ăla de dezvoltare, care se crea un fond, nu știu de câte 2 miliarde, ceva de genul ăsta, pe care îl creau băieții ăștia din PSD, și din fondul ăla trebuiau să dezvolte România. Nici pară nu l-au făcut. Adică n-au creat nimic. Nu am așteptări de genul ăsta. Acum, hai să fim cinstiți. Nu am așteptări de genul ăsta din partea celor de la PSD, că la urma urmei nu cred eu că s-au adunat în partidul ăla numai genii și vine cu o soluție magnifică și deodată se întâmplă o minune în țara asta. Eu mă așteptam de la cei din PSD la altceva. Exact. Mă așteptam la un start corect. Să spunem, bă, ok, nu ne mai interesează. Hai să vă spunem stop joc la ce a fost până acum. Hai să facem lucrurile altfel. Pentru că, la un moment dat, uite-te și în campania electorală. E destul de apropiat. Au trecut 6 luni. Lumea uită foarte repede, că așa e dat memorii colective să uite cât de rapid poate. Dar, altfel s-a pus problema în campania electorală. Despre altceva vorbea. Vorbea despre o modernizare a României. Vorbea despre un restart. Eu mă așteptam să înceapă lucrurile, să zică, băi, stop joc, hai să vă spun eu cum se face restartul ăsta. Vorbeau de locuri de muncă, vorbeau de investiții. Eu m-aș apuca de investiții. Dacă aș ști că din momentul ăla, domnule, hai să ieftinim, deci nu că să ieftinim, hai să punem stop la golăniile cu curentul electric. Hai să facem cumva, ca să nu mai fie așa scumpă kilowattul. Hai să facem cumva, să nu mai fie așa de scumpă apa în țara asta care e binecuvântată de Dumnezeu. Deci apa e dată din de sus, da? Eu o strâng și ți-o vând ție. Și zici, bă, nu se poate așa ceva. Ba da, la noi se impozitează și apa care pică din cer. Știi foarte bine, dacă ai fântână, ți-o impozitează. Bă, dar ce am făcut ca să... Da, da. Vrei să scoți apa, ți-ai făcut fântână? Ți impozitează și fosa. El nu-ți face canalizare, dar ți impozitează fosa. Să știi, vorbesc foarte... Îți ia bănuțul, da? Îți ia bănuțul, pentru că ai fosă. Deci, îți ia banul pe fumărit. Adică... Am ajuns în momentul în care, dom'le, dacă eu trăiesc, e bine de a ne mai gândim. N-au făcut nimica, i-am văzut foarte, foarte acidulați la povestea cu asistații sociali și cu furtul din... Dom'le, n-au făcut nimica pe zona asta. Dom'le, hai să facem... Nu vreau niște soluții extraordinare, dar dacă tu îmi dai o bază corectă, eu mă pot dezvolta singur. Dacă știu că pentru întreprindere, pentru poveste, limitez kilovatul la atâta, fac infrastructură, nu-ți cer să-mi aduci tu aici investitorii, că n-ai cum să mi-i aduci, că nu-mi e treaba lui Dragnea să ia de saga nume, cum făcea. Creează-i ăluia, nu, locul. Plecăm, făcea Gheorghe Fluturi la Caterin, că mai ții tu minte acum, cred că acum 2 mandate, îmi iau de saga în spate și plec. Ranița în spate și plec după investitori. Măi, George, las-o așa, că nu e... Cum crezi aia că vin? Trebuie să creezi oportunitățile. De multă vreme. De ce să vină el aici? Ca să ce? Când vine aici un investitor și vede câți flăcăi sunt în satul ăsta? 200. Câți muncesc? 10. Dar restul ce fac? Are restul să asistat social. Dar de ce? Că orice om sănătos vine și te întreabă. De ce sunt asistat social? Și se mai uită, știi? Și zice, care-i? Ăsta, zice, uite, ăsta mi-ar trebui, că ăsta e vânjos, e mare. Adică mi-ar trebui ăsta la muncă. Nu poate. De ce? El are bani de la primărie. Da, primăria nu are bani. E, mai luni de la guvern, mai... Așa e la noi, așa e un haloi, mă-s de la, știi? E un melanj care... Nu știi de ce. Bă, da, de ce? Toată lumea face case în România. Așteptările se fac deja mai puține. Și casele se fac mai puține. Toată lumea construiește blocuri. Bă, dar nimeni nu muncește, pe bune. Dă anunț în ziare. Uite-te, anunțuri plini ziare, angajăm. L-am întrebat, mă duc și eu pe la restaurant, pe ăștia, la prieteni. Bă, dar ce stăpice cu tine? Bă, nu am oameni, nu vor să vină să muncească. Când le spui, nu vor... Deci nu se uită, nici măcar nu-l interesează. Nu treabă... Prima întrebare, salariu. Prima dată, dacă ajungi la întrebarea cu salariul, mai că zici că, bă, cred că... Mai discutăm. Cred că omul e chiar interesat. Hai să-l păcăresc cu salariul. Hai să-i spun că în care ar fi beneficiul. Nu-l interesează. Să termină școala, te gândești că se termină școala, se termină anul universitar și o să năvălească toți angajezi sezonieri. Niciun gând, Dorel. Niciun gând. N-au nicio treabă. Mămică. Și asta vine din mentalitatea pe care ne-au construit-o politicienii în anii ăștia. Mămică, stai tu, las că muncesc și mama și tata pentru tine. Da, da, bucură-te, am făcut eu. Bucură-te tu cât mai poți de tinereți. Și el ce face? Se bucură de tinereți. Mâna în grindă, șprițul, hi. Dacă nu mai e interesant șprițul, dăm și pe droguri, că doar asta urmează. Și ce faci pe la final? Cu ce te alegi? Cu nimic.
cu nimic. E foarte adevărat, e foarte adevărat. Din păcate, spun, avem conferință de presă azi? Da, cred că la ora nouă, Nea Ghiță, la ora nouă, conferință. Nouă trecute fix, sigur că da. Să ne mai povestească primarul. E trist, Dorel, e foarte trist, îți dai seama. Ne gândim în ambele variante. Câștigă Crindeanu, câștigă Dragnea, câștigă Dragnea. Trist, trist în orice variantă. Câștigă Crindeanu. Ce naiba am câștigat? Absolut nimic, absolut nimic. E o criză din aia, e criza lor transferată la noi. Da. Deci te enervezi, te enervezi instantaneu. Bă, ți-aduci aminte că povesteam aici la un moment dat, am făcut așa un pariu și am spus că e posibil ca lucrurile până în sfârșitul anului să iau altă turnură. E foarte posibil. Dar știi care e marea problema noastră? Uitarea. Tocmai ai amintit-o, știi? La 4 ani de zile, la rotațiile astea așa electorale, uităm, de fapt, știi? Nu facem... Mi-am adus aminte de o povață, dacă vrei. Nici măcar o povață nu era. Un lucru pe care eu l-am văzut. Eram la începutul, anii 2000 și, cred că, 5-6, plecat undeva în Bruxelles, asistam acolo, un soi de zi, dacă vrei, un soi de, cum avem noi, zilele Sucevei. Da, într-o altă formă, nu neapărat așa, dar ceva de genul ăsta. Un soi de sărbătoare, să spunem. O sărbătoare într-o zonă, într-un cartier undeva, nu neapărat, într-o zonă mai bună așa. Și printre alții ce erau acolo a fost un tip cu o panderolă care se plimba cu, știi? Se plimba o chestie oficială așa și întrebă ce se întâmplă aici ca să treci eu. Păi ce vin alegerile și tipul ăsta e în campanie, singurel. Povestea, omul era consilier, să zicem, știi? Și le povestea celor de acolo de bune, de rele, de a făcut, de n-a făcut. Și la un moment dat întreb, că discutam cu un dealor, și întreb, și tu cum procedezi la povestea asta? A zice, dar eu le evaluez. Pentru că eu parcursul lui politic, dacă are un parcurs politic până atunci, dacă omul este la al doilea mandat sau vreau al treilea mandat și așa mai departe, l-am evaluat. Ce a făcut, ce n-a făcut, ce a promis, ce n-a promis și așa mai departe. Și în funcție de evaluare pe care eu i-am făcut-o, îi dau o notă care... îl duce mai departe, cu votul meu vorbesc, sau nu, știi? Pe când la noi nu e așa ceva. La noi ceva de genul, am venit, bă, deci ce vă fac? Pensii, salarii, să trăiești, măria ta. Bă, dar restul? Care restul? S-a închis. Și o luăm de fiecare dată. Ți-au ce minte? În 2012 discutam când cineva dădea drumul la căldură la blocul ăla, blocul Groazei, știi? Da. Atunci se spunea ceva de genul, avem căldură de azi. Deci fii atent aici. Cheia... gata, căldură. Păi nu erau calorifere. În ce se meargă căldura aia? Că nu erau țevi, nu era nimic. Da? Știi? Da. Sau, locuri de muncă. Câte facem în România? 1 milion. Au dispărut câteva sute de mii. Deci, la modul ăsta, ce am făcut noi? Am uitat. La ce am pus botul? La ce punem dintotdeauna? Ce ne vând politicienii, de fapt? Ce vrem noi să ni se vândă? Pentru că asta e. Dacă vii cu o ofertă, ceva de genul, începi să spună, bă, la, mă, lași. Ce faci? Mocăneală. Ece homo. Și ca să vezi că suntem pe final de emisiune, euro, 4,59-57. Se duce și mai sus. Se duce și mai sus și este, păi tot trendul este pe urcare. Dolarul 4,11 și ceva. Așa, și-am uitat. Ce ai făcut? Cine e președinte la voi la PNL? Ce ați făcut? Cum cine e președinte la PNL? Dar n-ai văzut că s-a luat decizia. Acum avem președinte, avem birou, avem în biroul național l-avem pe deputatul Ioan Bălan, care este vicepreședinte regiunea de nord, de nord-est. M-a luat cu deci Ludovic Orban, hai că Orban... a fost, sigur că da. Nu, da. A fost o luptă, a fost 5.000 de oameni, au venit, au votat Ludovic Orban, care a și anunțat că PNL-ul va sta în bancă și nu va vota. Vor fi acolo pentru că acolo au trimis oameni, dar nu vor vota, nu vor participa la mascarada PSD contra PSD. Uite, vezi, s-au inspirat băieții dintr-un film americanesc, după vremuri, Kramer contra Kramer. Dragnea, numai că ăla era un film de succes care a luat Oscaruri, știi? Și băieții ăștia o să ia, dar nu Oscaruri, o să ia cu totul altceva. Mai, deci sunt câteva titluri, o să vedeți ce se mai întâmplă prin așa... Uite aici, ci că în acest an jumătate de gravidele din județ au operat la avort. E un titlu care este așa. Un tur de control pe care îl avem la aeroport există, dar care nu funcționește pentru că de ce? Pentru că va fi funcțional de bea la anul viitor, adică la anul și la mulți ani. Și tot așa, facem drumuri, un drum județean Brodina Ulma, acolo s-au început deja de ieri asfaltările, spune președintele Flutur. Apa fântânilor publice din 33 de localități verificate de DSP este necorespunzătoare pentru băut. E un titlu din
din monitorul, din pagina 4 din monitorul, ar trebui să citiți să vedeți unde anume și de ce anume. Dezinfectantele la control, finanțarea unor lucrări importante pentru Suceava afectată de criza guvernamentală. Și noi, Mihai, trebuie să ne luăm rămas bun. O zi fabuloasă. Te rog. Pe nu se poate. Nu se poate. Da, bine. E 59 trecute fix. Mihalescu. Ne vedem la moțiune. Cu Doamne ajută. Cu Doamne ajută. Ne vedem la moțiune, discutăm atunci, vedem. Deci PSD contra PSD, cine câștigă? Nu știm. Cine pierde? Noi. Aia pierde, nu știu dacă pierde. O zi fabuloasă. Nu câștigăm nimic, e clar. Și să nu uităm că tot sunt aici de joi seară, de vineri. De fapt, vineri și sâmbătă, în weekendul ăsta, la Rădăuți, spectacol ecvestru de foarte mare calitate. Mergeți la Cupa Bucovinei și Cupa Fer, dacă reușești, îți recomand și ție să mergi. Este într-adevăr organizare și va fi... Am să încercăm un prieten acolo. Spectacol în toată regula și se merită. Am un prieten acolo, poate ajung. Zilele Suceve, nici asta să nu uităm. 22-26. Suceva va fi plină de... E joi, de joi duminică, va fi plină de toate. Cu de toate și de, dacă vrei să scapi de nebunia de la Suceava, te poți duce la Rădăuți să te... Va fi plină și de ce? Și de ce? Să nu uităm sunt de... Hienele. Mai e încă un lucru. Ce e? Bă, tradiția de atâția ani de zile, dar ce mai vă discutăm? Neaghiță. Vorbim. Ce... Zi... Ah, sarmalele lui Ion Lungu, va, băi, de... Doamne, ce m-am luat cu cele 5 sarmale. Da, m-am... Da, vezi? Deci de ce să nu... Of, da? Doamne, of. Deci zi fabuloasă. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră, dragii mei, să aveți grijă. O zi frumoasă astăzi și cu soare și mai obraznic și mai nu. Vine canicula, vin zilele Sucevei, spectacole, Rădăuți, nu uitați. Spectacol acolo, spectacol la Rădăuți, spectacol la Suceava, trăim într-un spectacol. Spectacol azi la București. Al cui? Al lor. Pentru cine? Evident că pentru noi. Să aveți o zi frumoasă și nu uitați, să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine. Dorel, la revedere!